Bună tuturor, Cătălina sunt, iar voi urmăriți Loving Podcast. În episodul de astăzi vom discuta despre 7 tipuri de infidelitate, dar înainte de asta vreau să vă spun că astăzi ne aflăm în showroom-ul Casa Royal de pe Nicolae Titulescu și totodată țin să le mulțumesc pentru găzduire. În episodul de astăzi îl avem invitat pe Vlad Caraiman. Vreau să vă zic că, înainte de a lăsa să vorbească pe el, l-am găsit pe TikTok și mi s-a părut atât de genial unul dintre clipurile sale încât nu m-am putut abține și am zis că trebuie să-l avem alături de noi să abordăm și să discutăm clipul respectiv pe care îl veți afla imediat. Bine ai venit, Vlad, și îți mulțumesc că ai acceptat. Sărbună și bine te-am găsit, bine v-am găsit. Mersi pentru introducerea așa pompoasă. Da. Spune-mi despre ce vrei să vorbim aici. Direct în subiect. Cum ți-a venit ideea clipului? Clipul pe care vrem să îl abordăm astăzi este cel în care tu vorbești despre 7 forme de infidelitate mai puțin abordate, nu? Da. Cum mi-a venit ideea clipului? Din punctul meu de vedere, vezi tu, infidelitatea nu este strict rezultatul, știi? Adică doar ideea de a înșela, de a fi cu altcineva, fizic și așa mai departe. Cred că infidelitatea, de fapt, este totuși un traseu compus din mai multe elemente, știi? Așa. Tocmai despre asta, practic, am încercat să vorbesc în clip și cred că până la infidelitate sunt foarte multe lucruri care duc acolo, care pregătesc terenul, să spun așa. Așa. Să începem cu prima întrebare sau primul subiect pe care tu l-ai, primul mod de a înșela, da, este acela în mediul online, în momentul în care dai curs conversațiilor flirtului cu alte persoane. Okay. Și ai senzația că, știi, ai văzut și tu majoritatea oamenilor, mai ales adolescenții, dar nu numai, da, cred că ca un fel de scuză, așa ți aruncă în față că ești paranoic, că e mintea ta, că ce, acum suntem într-o relație și nu mai am voie să vorbești cu alte persoane, că ba mă ții legat sau legată, că ce e asta, că relația nu e despre asta, știi? Da, în primul rând, conversațiile în online, din punctul meu de vedere, au două forme. Una este fie discuți ceva de interes personal, în sensul, nu știu, poate profesional și așa mai departe, fie sunt conversații de flirt. Și cred că știm toată lumea ce înseamnă flirtul, de fapt. Știi? Adică acolo unde încerci să cunoști un om, unde poți să te discuții de natură intimă, intri poate în viața ta personală, dai curs unor conversații și așa mai departe și oferi o energie care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie rezervată pentru omul de lângă tine. Da. Și pe lângă asta mai e și ideea, dacă ai un iubit sau o iubită, de ce simți nevoia să mergi să discuți și cu alte persoane? Da, de fapt, e o formă de a căuta atenție, practic. Uh-huh. La asta se redună. Practic asta încerci să faci. Cauți atenție. Ai nevoie de atenție în plus, care nu ți este suficientă de la persoana de lângă tine și atunci o cauți de la alte persoane. Uh-huh. Al doilea lucru, asta chiar e foarte tare pentru că e, nu știu, de notorietate așa mondială. Like-urile date altor persoane și comentariile, da, la poze, știi, sau la alte postări. Măi, uite cum e. Aici, știi, un subiect, vezi tu, oamenii în general, am observat și în comentarii, au tendința să gândească negru și alb, știi, adică oamenii nu mai gândesc nuanțat. Nu trebuie să fii extremist niciodată în gândire. Eu înțeleg și like-urile și comentariile și așa mai departe. Adică, uite, să-ți dau un exemplu. Înțeleg că urmărești, nu știu, să spunem, ești pasionată de fitness, da? Uh-huh. Și atunci urmărești din mediul ăsta de social media anumite persoane, anumite, nu știu, caractere reprezentative pentru tine, admirându-le munca, în primul și în primul rând, nu pe ei neapărat ca oameni. Rezultatele pe care Exact, știi? Și atunci înțeleg că poți să apreciezi un conținut de felul ăla din punctul ăsta de vedere, strict ca și formă de inspirație, ca să spun așa. În momentul în care energia asta ta și atenția asta ta este canalizată către o admirație personală, corect, asupra omului, persoanei și, în general, vezi tu, asta, din câte am observat eu până acum, se practică atunci când, cum să spun eu, îți arăți interesul față de om în sine, știi? Nu față de ceea ce face el. Da, și mai ales când nu cunoști persoanele respective și le dai like-uri din astea la anumite fotografii, știi? Alea care sunt Știi? Și, bine, în general, bărbații am observat că fac mai mult treaba asta. Ceea ce mie personal, adică, nu știu, eu, poate, dar ți-am zis, cum vorbeam și mai devreme, poate am eu o gândire un pic mai conservatoare și sunt eu un pic mai de modă veche, dar genul ăla de interes pe care tu l-arăți în mediul online, fie
persoanelor pe care nu le cunoști, fie persoanelor pe care poate le știi în viața de zi cu zi și atunci, nu știu, ține foarte mult și de contentul pe care îl apreciezi, știi? Pentru că, îți dau un exemplu, dacă tu, să spunem, comentezi la o poză, nu știu, repet, că tot era exemplu de mai devreme cu sala și așa, o poză în care, nu știu, se întâmplă o chestie, o activitate pe care tu o apreciezi, atunci sunt perfect de, ok, sunt de acord cu chestia asta și nu o văd nici într-un fel ieșită din comun, știi? Și din context. Dar cred că, scuze-mă că te-am întrerupt, cred că contează și modul în care comentezi, că dacă îi comentezi cât ești de frumoasă, mamă, ce sexy, ce, nu știu ce. Într-un alt fel contează dacă zici great job sau, nu știu, foarte fain că ai ajuns aici, bravo, felicitări, ține tot așa și așa mai departe. Și adică contează foarte mult și... Dar ai observat că bărbații, am foarte multe prietene care au problema asta cu iubiților și... Da, chiar dacă ele nu le spun, știi, pentru că în momentul în care pui problema, te rog, nu mai face lucrul acesta pentru că pe mine mă deranjează, cumva îi dai lui senzația că ești nesigură pe tine, știi? Și că poate femeile nu spun lucrurile acestea și din teamă de a nu părea posesive sau geloase sau teritoriale, habar nu am. Dar în momentul în care spun, bărbații intră în defensivă, prietenilor, în cazul de față, că ești paranoia, din nou, zic asta cu paranoia și că e în capul tău și că îți dai filme, e la ordinea zilei. Dar știi la ce nu se gândesc persoanele respective? La cum îl face pe cel cu care este în relație să se simtă. Pentru că eu dacă aș fi și aș vedea că prietenul meu începe să dea like-uri la 5.000 de fete, zic, bă, ceva nu e în regulă, știi? Ceva nu se leagă. Știi care e chestia? Practic, ce reflectă lucrul ăsta, știi? Dacă e să o iei, cum să spune așa, politically correct, e o chestie absolut normală și firească. Dacă e să privești un pic mai adânc în problemă, ce reflectă, practic, lucrul ăsta este un interes și este o atenție pe care tu o canalizezi în altă direcție. Și e și o vorbă pe tema asta, sună ceva de genul where focus goes, energy flows, așa, știi, ceva de genul ăsta. Și atunci, nu știu, eu personal cred că, în general, o relație ține foarte, foarte mult de direcțiile în care sunt canalizate ambele atenții, știi? Da. Și mai e și chestia asta, uite, eu ca femeie, că în momentul în care văd că un tip îmi dă like la 50 de poze și vezi că are prieteni, zici, mă, dar ce e în capul omului ăsta? E clar că e un interes. E clar că e un interes. Da. Atunci, când vrei tu să răspunzi înapoi la chestia asta sau nu, mai puțin contează, dar e clar că vezi un interes din partea lui. Și cred că lucrurile astea ar trebui luat în seamă sau în serios încă de la început, pentru că la începutul relației zici, e, că suntem încă la început și e ok să facă asta o perioadă, dar că oamenii nu prea se schimbă, adică se schimbă doar în momentul în care ei își doresc să facă acest lucru, dar dacă el de la început sau ea de la început flirtează și dă like-uri și comentarii și la alte persoane, tu nu ai de unde să știi în ce direcție se duc toate acestea sau dacă ajunge și mai departe. Și știi care e chestia? Că pomeneai mai devreme de nesiguranțe. Vezi tu, oamenii cumva au și tendința asta să fugă de niște concepte care până la urmă sunt absolut firești. Și adică eu nu cred că există om pe lumea asta care să nu aibă nesiguranțe. Indiferent asta cât de, nu știu, evoluată ai impresia că ești, indiferent cât de multe cărți sau la cât de multe cursuri de self-development și așa mai departe ai participat, e normal să ai anumite nesiguranțe, așa, știi? Și atunci ține și de persoana de lângă tine cât de mult ți le hrănește sau nu. Și ține până la urmă și de tine cât de mult vrei să te afli într-un context de genul. Pentru că mie, chestiile astea pentru mine sunt niște red flag-uri, ca să le spun așa, știi? Adică dacă eu sunt cu cineva într-o relație, nu știu, mă cunosc, suntem în faza aia de început și așa mai departe și văd un anumit comportament, pe mine chestia asta mă face să ies de acolo cât mai repede. Exact. Adică, pentru că e foarte ușor să anticipezi cumva, știi, bazându-te pe chestia aia. Eu acum nu spun că poate sunt și oameni foarte loiali, dar care au genul ăsta de comportament, știi, care, din punctul meu de vedere, loialitatea nu se rezumă strict la a nu înșela fizic, știi? Așa e. Se referă și la energia pe care o oferi în altă parte, în afara relației, știi? Și pe lângă asta, sau vis-a-vis de acest lucru, consider că e foarte ok să discuți lucrurile acestea și să vezi dacă se poate îmbunătăți ceva. Pentru că e posibil, nu zic că nu e posibil, ca persoana respectivă să fie învățată cu genul ăsta de comportament din trecut și dacă nu i s-a spus până acum sau nu i s-au pus limite, el să continue să facă asta și să îi se pare că e ok. Iar dacă tu discuți lucrurile acestea și zici că pe tine te deranjează și că te face să te simți într-un anumit fel și el nu se schimbă sau îți dă din astea de... paranoia și așa mai departe, cred că tu ar trebui să te hotărăști dacă vrei să fii lângă o persoană de genul ăsta sau nu. Știi ce am învățat eu până la 31 de ani?
Adică, mie îmi place abordarea ta benevolă, să spun așa, știi? Dar, în general, dacă ajungi într-un context în care trebuie să explici anumite lucruri, din punctul meu de vedere, nu știu dacă merită, știi? Adică nu știu dacă merită să investești energia în încercarea de a explica anumite chestii care, până la urmă, ar trebui să fie evidente, nu știu, din punctul meu de vedere, cel puțin, știi? Și atunci cred că e mai simplu să găsești pe cineva care să conecteze cu tine și să aibă aceleași principii de viață decât să încerci cumva. Știi tu, scuză-mă că extrapolez un pic discuția, dar ca paranteză, eu cred că aici se pierd foarte mulți oameni, știi, că încearcă să modeleze un om după nevoile lor și nu să găsească un om care se pupă cu nevoile lor și cu viziunea lor de viață și cu principiile pe care le au, știi? Corect, da. De aici și mediul ăla toxic și de aici începe toxicitatea, de fapt. Da, și toată energia pe care o pui pentru a-l schimba pe celălalt, când toată energia aceea ai putea să pui într-un om cu care chiar să faci lucrurile să meargă la next level. Exact, știi? Știi? Da. Și poate sunt oameni, repet, care nu sunt de acord cu cele 7 idei de infidelitate și atunci pentru ei lucrurile astea sunt absolut normale și pot funcționa. Știi? Adică, doar pentru mine personal funcționează așa, știi? Hai să trecem la următorul punct, ca să zic așa. Relația cu fostul sau cu fosta. Relația apropiată, da. Da. Și ai mai scris tu aici că ții un backup acolo, știi? Ții o relație de rezervă sau o persoană de rezervă în cazul în care lucrurile nu funcționează chiar cum ar trebui, să ai totuși, știu eu, barca de salvare, nu? Ceva de genul. Știi care e chestia? Din punctul meu de vedere, asta cu... E foarte discutată problema asta, dacă să rămâi sau să nu rămâi prieten cu fostul sau fosta prietena, știi? Eu înțeleg să rămâi în relații amicale, dar prietenia cu relațiile amicale sunt două chestii diferite, știi? Adică eu... Și până la urmă e sănătos, din punctul meu de vedere, știi? Să te poți întâlni pe stradă cu o persoană cu care ai stat 1, 2, 3, 4, 5 ani și să te saluți, bună, ce faci, cum ești, toate bune, mă bucur că te-am văzut și așa mai departe. Pentru că asta înseamnă că ați avut și o relație sănătoasă. În condiția în care deja discuți în fiecare zi, mesaje, te mai vezi și la poze, o cafea, știi, și cumva rămâi legat de trecut, e clar că ceva acolo n-a fost rezolvat. Una la mână. Și doi la mână, în condiția în care tu vrei să începi o relație sănătoasă și vrei să fii cu cineva, să construiești un raport sănătos, nu văd să-și aibă rostru trecutul în chestia asta, știi? Am trecut prin asta. Am fost acolo. Și nici nu știi câte discuții am purtat pe această temă și câte... În fine. Da, pentru că nu duce la nimic constructiv. Și eu am, inclusiv în jurul meu, știi, cazuri de genul unde s-a încercat chestia asta. Și hai să spun un lucru. Știi de ce oamenii încearcă să rămână prieteni cu fostul fosta? Pentru că undeva acolo încă este o formă de atașament. Din partea unuia sau din partea mândurora, nu vor să-și asume responsabilitatea de a fi împreună sau au văzut că nu funcționează împreună și atunci tot mai sunt anumite chestii care îi leagă, știi? Și nu au puterea să pună punct definitiv, știi? Să trece fiecare pe drumul. Și mai e și exact cum ai zis tu, că ții de rezervă. Poate cândva, la un moment dat, lucrurile... Și mai e și chestia asta, tu nu te gândești din nou la cum îl faci pe celălalt să se simte, tot o formă de egoism. Pentru că în momentul în care trebuie să-ți explice, băi, nu e ok și așa mai departe, mai bine zice, mă, băiatule, și ce pe acolo e ușa, că eu n-am chef de toate astea. Da, bineînțeles. Și adică nu, te vreau pe tine, nu te vreau pe tine, cu trecutul tău, exact, știi? Adică nu-i văd sensul, mai ales în momentul în care noi încercăm să construim ceva împreună. Da. Poți să rămâi exact cum ai zis tu, în relații amicale, în momentul în care aveți un copil, de exemplu, pentru că e foarte... Atunci se schimbă lucrurile și e normal să rămâneți prieteni, da, știi? Dar pentru... chiar și atunci trebuie să știi să-l gestionezi, să pui, iartă-mă că te întreb. Da, corect. Adică să nu-l aduci pe celălalt, nu știu, la cină cu familia sau chestii de genul ăsta. Adică să știi cum să... Da. Băi, astea sunt niște situații un pic mai speciale, știi? Și cred că doar un anumit tip de om reușește să le gestioneze. Eu personal nu m-aș bolea în așa ceva. Știi? Adică, la modul cel mai... Nu că am ceva, doamne ferește, cu femeile care au un copil sau așa mai departe, dar eu personal n-aș face lucrul ăsta. Da, pentru că sunt foarte multe lucruri care vin la pachet, știi? Adică e... Și care la un moment dat, din punctul meu de vedere, te ajung din urmă. Acum depinde, nu știu, și de felul tău de om de a fi. Depinde de ceea... Eu cred că, știi care e chestia? Cred că la nivel de relații contează foarte mult ceea ce oferi, ceea ce poți să oferi și ceea ce de consecință te aștept să primești, știi? Pentru că atunci când eu ofer anumite lucruri, acum nu știu, probabil unii mor contrazice, domnule, că nu trebuie să condiționezi sau, știi, trebuie să oferi fără așteptări și așa mai dată. Nu știu, aș putea să intru și în subiectul ăsta, dar nu poate cu altă ocazie. Ideea este că atunci când oferi anumite lucruri, te aștept să și primești înapoi
același tip de tratament. Da. Exact ca și atunci când respecti un om. Dacă respecti un om, te aștepți să fii respectat la rândul tău. Știi? Da. Cam asta se întâmplă și în, și în cazul ăsta. Nu știu, sunt oameni care sunt ok cu lucrul ăsta. Dar fii atent. Da, sunt oameni care rămân în legătură cu foștii și îi aduc în viața de cuplu. Doar că trebuie să suporte consecințele. Adică nu poți să te aștepți ca el să nu fie gelos sau să nu fie posesiv sau să nu aibă izbucniri din astea de răzvrătire, știi? Exact. Pentru că e normal, atât timp cât tu dai curs unor lucruri care n-ar trebui să mai aibă loc în relație de cuplu, e normal ca celălalt să-și pună semne de întrebare și așa. Dar știi ce am observat că fac oamenii? Mamă, deci cam toți, în momentul în care sunt puși la zid și zic, a, dar cine ești tu să-mi spui cu cine să fiu eu prieten sau nu? Că îl cunosc dinainte să te cunosc pe tine, că ce relație știi tu că avem noi? Și adică tot fel de genul, de conversații de genul ăsta, cât să-l facă pe celălalt să aibă senzația că el e cu capul, știi? Adică la tine e problema, nu e la mine. Păi da, pentru că știi care e chestia, Cătălina? Asta este o formă de fapt și de drept de narcisism, știi? Dar bine, narcisism la modul că te uiți în oglindă și te place. Nu. Narcisism în formatul patologic, exact, știi? Da. Și atunci oamenii au tendința, mai ales oamenii care suferă de doze de narcisism, au tendința să întoarcă lucrurile împotriva ta, știi? Da, pentru că timpul. De fapt și de drept nu au niciodată urechi să audă ce ai tu de spus de fapt, știi? Adică ascultă varianta ta doar pentru ca a putea oferi un răspuns, știi, înapoi, nu pentru a înțelege efectiv exact ce se întâmplă cu tine, tu, da. Și ideea e că oricât ai încerca unei persoane de genul acesta să explici, dacă vezi că nu se schimbă nimic, pleacă, că nu. Da, nu, nu, eu sunt de părere. Eu am mai făcut la un moment dat un clip despre gelozie, în care comentariile erau foarte împărțite, știi, și lumea spunea, domnule, că gelozia înseamnă nesiguranță și așa mai departe, nu știu ce. Pentru mine personal, gelozia nu înseamnă nesiguranță. Pentru mine gelozia înseamnă lipsă de respect. Eu așa o privesc și de aici plec, înțelegi ce spun? Și cu lipsa de respect, la fel, nu există dragoste acolo unde nu există respect. Și prima dată trebuie să existe respectul. Și abia după respect e posibil să ajungi să iubești pe cineva. Dacă nu respecti un om, niciodată nu se iubește. Adică te respect suficient astfel încât să nu te pun în anumite ipostaze. Da, bineînțeles. Să nu fii nevoit să treci prin asta și prin asta și prin asta. Dacă nu te respect, exact, o să te fac să... O să șterg cu tine pe jos. Da, știi? Da, da. Că și cu gelozia la fel, știi? Adică, vezi tu, și gelozia e foarte prost înțeles conceptul de multe ori, știi? Adică gelozia, din punctul meu de vedere, nu se rezumă la faptul că ies cu tine de mână pe stradă și se uită cineva după tine, știi? Da. Sau vine cineva, nu știu, să te abordeze sau așa mai departe. Nu, gelozia sau cel puțin sentimentul ăsta pleacă din felul în care te comporți tu, știi? Cu alte persoane, cu ceilalți, da, nu da, ceilalți da, cu tine, știi? Și cum ai zis și tu, că noi, da, ok, vedem lucrurile așa cum sunt material, dar energia, adică oamenii simt tot timpul când celălalt e cu energia sau se duce cu energia în altă parte și cred că de acolo... Păi da, e energia care mi se cuvine mie, să spun așa, și o spun cu toată asumarea, atât timp pe care tu asumat, oferi în altă parte, știi, altui bărbat. Pentru că, și uite, hai ca să-ți mai spun un lucru, există gelozie inclusiv la nivel de prietenii. Pentru că sunt persoane în cuplu care sunt geloase pe atenția pe care tu oferi poate mai mult decât ar trebui sau nu știu, prietenelor tale, timpul petrecut cu ele, exact, știi, și așa mai departe. Acolo, nu știu, e de discutat, dar... Într-adevăr, e vorba de o energie pe care tu o oferi în altă parte decât acolo unde ar trebui, din punctul meu de vedere. Da, pentru că dacă ești în fiecare weekend cu fetele și cu mine nu faci nimic, știi? Exact, știi? Da, atunci, clar, ceva. Și mai ales când e vorba de o persoană de sex opus, știi? Adică cu atât mai mult. Da. Să trecem la următorul lucru. Dai curs conversațiilor așa, sau așa. Adică dai numărul de telefon, dai contul de social media persoanelor pe care le întâlnești. Poate că mergi la un congres, poate că mergi la o conferință, poate că mergi la un, nu știu, workshop, orice, și întâlnești la sală, pe stradă. Și dai curs conversațiilor astea cu persoane pe care nu le cunoști. La fel și aici e cumva de lămurit ideea, pentru că eu înțeleg și sunt perfect de acord și total de acord cu ceea ce ține de viața profesională. Spre exemplu, ceea ce faci tu acum, da? Eu înțeleg că poți să porți anumite discuții cu persoane de sex opus în vederea ceea ce faci tu, da? Profesiei tale și ocupației tale. Atât timp cât discuția nu degenerează. Da, exact. Dar când cineva te abordează, clar cu intenția de a te cunoaște ca femeie și nu ca Cătălina Manole, vlogger și așa mai departe, atunci e clar că lași ușa deschisă, știi? Chiar și numărul de telefon pe care îl dai, chiar și, nu știu, Facebook și așa mai departe. Adică depinde și felul în care ai fost abordat, știi? Așa. Pentru că tu știi, ca femeie, și eu știu ca bărbat, exact, momentul în care o femeie își dorește mai mult și nu mă abordează pentru faptul că, nu știu, vrea să-i fac un plan de antrenament sau nu știu ce să o ajut sau așa mai departe. Da. Știi? Atunci simți lucrurile astea și le știi și
Oamenii știu când da, uite, sunt infideli. Adică cred că fiecare dintre noi am trecut prin faza asta. Ești, știi, într-o relație, toate bune și frumoase, și prietenul sau prietena încep să adauge persoane noi în lista de Facebook sau follow pe Instagram și zici, întreb ca un om normal la cap, mă, dar cine sunt respectiv? Da, a, nu, că e colega unui coleg de muncă. What the fuck? Și care legătura între ea și tine? Adică, ca să ce? De ce te interesează până la urmă viața unei persoane pe care, cu care nu ai niciun fel de legătură în viața de zi cu zi? Adică, nu știu, înțeleg că poate ca și cuplu aveți prieteni în comun. Și atunci, da, nu știu, ne avem pe Facebook cu toții, că suntem un grup de prieteni și așa mai departe. Și își are o explicație logică în spate, știi? Dar în condiția în care tu adaugi oameni random de pe internet, le dai like-uri, le dai comentarii la poze și acolo voiam să adaug un lucru pe care îl uitam. Contează foarte mult și tipul de content la așa care tu te referi. Pentru că una este să postezi o poză cu, nu știu, mine în mediul meu profesional, să spun așa, sau o poză, nu știu, cu un monument în spate și atunci, hai să spunem că, nu știu, admiri poza opera artistică sau ceva spate. De genul, și alta este să pun o poză jumate dezbrăcat, cu mușchi pe afară, încordat sau nu știu ce. Într-un prosop de baie. Da, exact, care până la urmă și la coadă, știi, nu și are niciun sens ca tu să apreciezi genul ăsta de content și mai ales în condiția în care tu ai o relație, ești cu treaba ta și așa mai departe. Exact, da. Alea sunt poze pentru, nu știu, oameni singuri care, eu știu, vor ei așa da, să atragă persoane de sex. Exact, să creezi acolo o formă de comunicare, să înceapă de la ceva. Exact, știi? Da. Dar știi, e foarte faină doza asta de, nu știu, nici nu știu cum să-i spun, rezistență pe care o au persoanele care sunt în relație în momentul în care partenerul îi confruntă și le zice, bă, nu e ok, de ce faci asta? Deci încep cu, mamă, niște din alea, de stă mintea în loc. Adică să te facă pe tine să crezi că ai o problemă. Pentru și că niște e lipsa de responsabilitate, da, știi? Chiar am făcut un clip pe tema asta și am văzut că a prins foarte bine și oamenii au conectat foarte bine cu el. Și care e chestia? Și eu am spus-o și o spun mereu și cred că asta este una dintre marele probleme pe care, nu știu, care duce la ruptura asta din relații, știi? Și care face ca relațiile să nu mai fie de lungă durată. Și anume, oamenii își doresc avantajele unei relații, confortul emoțional, susținerea. Și așa mai, susținerea și toate lucrurile alea frumoase, dar în același timp fără responsabilități. Să se comporte în continuare exact. Ca și cum ar fi singur. Ar fi singur, înțelegi? Și atunci, clar că în momentul în care ești confruntat sau e clar că ai genul ăsta de comportament în care atenția ți este canalizată în afara relației și te uiți după toate lucrurile. Pentru că și chestia asta, vezi tu, în momentul în care începi să urmărești un content online de genul a ceea ce vorbeam mai devreme, atenția aia și energia aia pe care tu o canalizezi acolo, ai putea să o canalizezi în ce privește relația ta, știi? Așa. Decât să stai 2 ore să te uiți, nu știu, la pozele pe care le postează una pe Instagram, cool, poze provocatoare și așa mai departe, ai putea să te gândești, mă, ce ai putea să faci cu persoana de lângă tine, știi? Așa. Sau ce ai putea să construiești și ai putea să faci să vă fie bine, înțelegi? Mm-hmm. Financiar, emoțional, din ce punct de vedere vrei tu. Da. Așa, la final o să mai adaug eu încă 2 forme de înșelat care mi-au venit acum prin minte și chiar mi se par foarte fain, dar întâi vreau să discutăm tot ce ai spus tu aici. Apoi, am ajuns la punctul 5. Lași loc de interpretări, adică în momentul în care sunteți cu gașca lui de prieteni sau cu gașca ei de fete, ești foarte, foarte sociabil și cu persoanele. Foarte și prin asta am trecut, deci mi se pare genial. Mi-ai venit la fileo. Da. Da, uite. Se întâmplă să ieși cu gașca de prieteni, ai lui, ai ei, nu știu, oricum ar fi, și el sau ea începe să fie foarte sociabil, dar foarte sociabil la modul că... Ai prietenile alea mai drăguțe. Da, dar nu, că noi suntem prieteni de dinainte să te cunosc pe tine, știi? Că nu, că e prietena lui de de 12 ani, noi ne știm de când eram copii aproape. Și din nou te pune și ai senzația că tot la tine e problema, știi? Da, bineînțeles, pentru că vezi tu, în momentul în care încerci să impui niște limite, oamenii sunt foarte ofensați de chestia asta, știi? Și atunci, cumva, dacă ai și tu la rândul tău, nu știu, niște probleme așa de codependență sau, nu știu, anumite lucruri pe care le moștenești din copilărie, tind să te simți vinovat pentru lucrul ăsta, știi? Și atunci,
tind să te conformezi. Da, și da, chiar da. Ai impresia la un moment dat că de fapt e la tine problema, știi? Da. Mai ales când sunt și foarte convingători, știi, în sensul ăsta. Și pe lângă asta, dacă nu ai niște repere solide la care să te raportezi, adică dacă tu nu ai un model de familie sau un model de bărbat sau un model de femeie care chiar să fie model, tu ai senzația, a, da, la mine e problema și ăla chiar are dreptate, știi? Sunt da. Prea gelos, prea posesiv, prea... Citisem un comentariu, scuză-mă că fac o paranteză, apropo de asta cu prietenia între un bărbat și o femeie, știi? Și zicea cineva acolo că, domne, gândiți-vă cum ar fi ca mama ta să se ducă la taic, tu să-i spună, vezi că în seara asta ies cu Marcel să dau un suc. Adică e prietenul meu, da. Foarte deductibil că e ceva neregulă, știi, în contextul ăsta. Da, da, chiar maxim asta da, știi, plăcut. Și unde rămăsesem, scuze-mă? La prietenie, în momentul în care dai curs okay, relațiilor da, de prietenie. Băi, asta o fac să știi că predominam bărbații, știi, fac lucrul ăsta. Și anume, atunci când îi prezinți cercului tău de prieteni și așa mai departe, până la urmă, nu știu dacă e neapărat vorba că e una mai drăguță sau nu știu. Acum depinde, știi, că și simte chestia asta nevoia, e foarte subiectivă, știi? Da. Dar simt nevoia asta, știi, de validare din partea femeilor din jur, înțelegi? Asta denotă cu adevărat nesiguranță. De fapt, nevoia ta de validare, știi? Pentru că atunci când nu o primești, începe să se cam clate neîncrederea în tine, știi? Da, sau se mai întâmplă, uite, de exemplu, tu să mergi cu el în cercul lui de prieteni, știi? Și acolo sunt și diverse alte prietene cu care, na, da, așa. Da, da, da. Și ele când te văd pe tine, mamă, păi stai o secundă, uite-o pe asta, de unde a apărut, cine ești? Și se bagă pe el fix da, în momentul în care ești tu ca să ți-o tragă, știi? Și tu zici, bă, nu e ok. Și mai ales dacă el permite chestia asta și tu ești lângă, zici... Ceva nu-i bine aici. Da, normal, știi, pentru că niște lucruri le vezi, le simți, chiar dacă da. Până la urmă nu ai cum să le demonstrezi exact, efectiv, da. Știi, pentru că vezi de fapt și de drept manipularea în asta constă. Da. Atunci când tu simți niște lucruri, la nivel intuitiv, energetic, nu știu, în toate formele, vezi că ceva e în regulă, dar persoana de lângă tine încearcă să te convingă că de fapt tu ai o problemă, știi? Și atunci, de fapt, ce se întâmplă? De fapt, ăsta este abuzul emoțional, știi, și psihic. Faptul că tu începi să-ți chestionezi și să-ți pui la îndoială propria ta realitate, exact, știi? Da. Adică începi să intri în disonanță cu tine, ca om, între ceea ce simți și ceea ce vezi, știi? Și efectele, să știi, că sunt foarte dăunătoare. Dar vezi că nu foarte mulți oameni discută despre asta și foarte mult, atât femei cât și bărbați permit lucrurilor ăsta să se întâmple în viața lor, știi? Și ajung la un moment dat să-și piardă încrederea în sine și ajung la un moment dat ca celălalt chiar să plece din relație și tot ei să aibă senzația că au făcut ceva greșit. Dacă da, n-aș fi da. Fost atât de gelos, atât de posesiv, dacă nu i-aș fi reproșat atâtea lucruri, dar nu se gândesc, bă, bine că a plecat, bine că a plecat, da. Că oricum nu era ce trebuie. Eu sunt de părere, ți-am spus, că și cu gelozia, știi, aici, vezi tu, în momentul în care persoana de lângă tine îți creează genul ăsta de, hai să nu le spunem nesiguranțe, dar disconfort emoțional, practic, despre asta este vorba. Cel mai bine și cel mai sănătos este să pleci din contextul ăla. Da. Nu da. Să încerci să schimbi omul de lângă tine, nu să-l condiționezi, nu să-l șantajezi emoțional. De fapt, vezi tu, practic, multă lume asta face, știi? Șantaj emoțional, da. În momentul în care da. Văd că persoana de lângă ei nu se comportă așa cum și-ar dori, încep să o condiționeze, să tragă toate sforile posibile în așa fel încât persoana aia se comportă așa cum vor ei. Indiferent, chiar și, hai să spunem că persoana de lângă tine începe să se comporte așa, prin manipulare, prin abuz, nu știu, prin constrângeri și așa mai departe. Dar trebuie să fii conștient de faptul că deciziile alea nu sunt deciziile ei. Așa, sunt tot deciziile tale, știi? Doar că îi le-ai impus și e nonsens. Să știi că eu totuși n-aș zice că neapărat să pleci din prima. Adică o discuție normală între doi oameni, eu cred că trebuie să existe, da. Știi? Unde să pună limite, să zică, băi, astea sunt limitele mele, dacă vrei să mă înțelegi bine, dacă nu, nu. Știi? Dar hai să... cădem undeva de comun acord, pentru că suntem oameni, avem experiențe diferite, am trăit lucruri diferite și cumva e normal ca la un punct să nu fiți pe aceeași lungime. Da. Dar dacă discutați și vezi că celălalt e deschis să te asculte, să schimbe, da, ai cu cine lucra și ai cu cine face... Atunci problema se schimbă, doar că cazurile de genul sunt, rare. Nu știu, cred că 1%, sincer. Oameni care într-adevăr sunt dispuși să muncească pentru relația în care sunt și oameni care sunt dispuși să se schimbe, să facă anumite, nu știu, sacrificii, compromisuri, dacă vrei să le spui. Până la urmă, și compromisurile, știi, depinde în ce măsură sunt făcute, știi? Da. Dar cred că trebuie să găsești o cale de mijloc. Și da, sunt foarte de acord cu tine, adică trebuie să discuți, să vezi dacă se poate ajunge la un numitor comun, dar dacă vezi că lucrurile se repetă, pleacă de acolo, adică nu încerca să faci o muncă care nu ți aparține, știi? Așa, da, corect. Așa, să mergem mai departe. Să vedem. Îmi zici tu aici,
îți păstrezi opțiunile deschise, în sensul că ascunzi relația de cuplu, adică da, o ascunzi de prieteni, o ascunzi pe conturile de socializare, nu te expui nicăieri. Exact. De ce facem asta? De ce, exact, dar de ce nu am face opusul, știi? Adică de ce nu ți-ai afișat relația până la urmă? Pentru că mai ai tu un prieten sau o prietenă acolo care încă mai așteaptă. Sau sunt anumite lucruri care nu-ți convin, știi? La relația de lângă, la relația cu omul de lângă tine, știi? Și clar că păstrezi ușa deschisă, știi? Acum sunt mulți care, domnule, că eu nu vreau să-mi afișez viața personală pe Facebook. Ok, atunci schideți cont. Da, dar chiar așa e, cum pui poze cu prietenii, știi? Pii că ești normal, cu prietenii, nu știu, la mare, la picnic, la bere, așa. De ce nu pui o poză și cu ea sau de ce nu pui o poză și cu el? Adică nu trebuie să zici marea mea iubire. Dar oamenii, știi care e chestia? Oamenii, vezi tu, dacă înțelegi un pic natura umană, e foarte ușor să deduci anumite lucruri. Oamenii au tendința să se laude, să spun așa, sau să-și afișeze fericirea. Da. Înțelegi ce spun? De-aia postezi mai mult când mergi într-o vacanță, de-aia atunci când îți iei, nu știu, poate chiar și o haină nouă, îți faci o poză și o postezi sau nu știu așa, ce, știi, da, mașina sau așa mai departe. Cu atât mai mult o relație care te împlinește, știi? Adică e clar că asta este tendința, știi, tendința omului până la urmă, știi? Vrei să o afișezi, vrei să-ți arăți fericirea, că despre asta e vorba. Sau mai simt, să știi că am întâlnit și persoane, chiar bărbați, care îmi zic că eu nu pot să pun poze cu prietena mea, că dacă intră alții pe ea, știi? Adică eu pun poză cu ea și încep ăștia să-i dea mesaje, să-i scrie. Păi uite, vezi, astea sunt nesiguranțele, de fapt, știi? La urma urmei, e ok să-i scrie altcineva, important e cum reacționează ea, știi? Păi, de fapt, despre asta este vorba. Adică dacă cineva vine și ți-o suflă de sub nas, ți-a făcut un bine până la urmă, da, știi? Da, că nu era cine trebuie. Exact, adică mai bine mai devreme decât mai târziu în cazurile astea. Nu, înainte să... nu după ce faceți doi copii și aveți și rate la casă, știi? Avem aici numărul 7. Cauți atenție, postezi conținut provocator pe rețelele de socializare. Asta este predominant în partea femeilor, știi, se întâmplă. Dar să știi că sunt și bărbați care fac asta. Da. Da, mai ales pe TikTok. Deci de fiecare dată când deschid TikTok-ul, niște bărbați din ăștia de hey, darling. Da, da, adică da, aia da, n-a da, făcut-o, că... Pentru că sexul vinde, știi, și oricum trăim într-o societate foarte, foarte sexualizată. Ăsta este și unul din motivele pentru care, la fel, relațiile nu mai sunt de durată. Iar chestia asta cu conținutul provocator, cred că am și încercat să o explic un pic mai mult pe TikTok, nu prea am dă voie TikTok-ul să... Da, sunt lucrurile scurte. Ideea care este, în momentul în care cauți atenție sexuală, că de fapt despre asta este vorba, atenție sexuală, pentru că tu nu cauți atenție prin ceva ce faci tu din punct de vedere profesional sau un lucru care te reprezintă pe tine, nu știu, în viața ta de zi cu zi și care ți arată până la urmă preocupările tale sociale, să spun așa. Da, asta este un lucru... Aici cumva cu interpretare, pentru că dacă tu ești actor, dacă tu ești model, dacă tu ești... Acolo nu știu, vorbim despre altceva. Faci poze în lingerie intimă, adică cu asta sunt perfect de acord. Eu asta spun. Atunci deja vorbești despre ceva profesional. Da. Tu, din dacă ești un antrenor trăi... de fitness sau știu eu, știi, și ai nevoie ca oamenii să-ți vadă corpul, să vadă cum te transporti. Bineînțeles, bineînțeles. Asta spun. Știi, aici e vorba despre... dacă are legătură cu viața ta de zi cu zi la nivel profesional, știi? Adică, care, știi care e chestia? Iau mereu, care este motivul din spate? Ești model, așa cum ai spus tu? Ok, atunci înțeleg lucrul ăsta. Pentru că, până la urmă, asta este profesia ta, dar acum și chestia asta cu modeling-ul, știi? Din, modeling-ul e modeling, modeling-ul de Instagram e modeling de Instagram, știi? Nu prea are relevanță. Și plus că o poză artistică e o poză artistică, o poză provocatoare e o poză provocatoare. Da. Poți să îmbraci două femei la fel, pe una să o pozezi într-un mod artistic, sexy, plăcut, da? Și pe una să o postezi într-un format mult mai provocator, lașiv, vulgar. Care nu știu, soft care porn, nu... de fapt asta este cuvântul, soft porn, știi? Pentru că și dacă intri pe Instagram și chiar și Facebook, o să vezi că foarte mult conținut din partea femeilor, de multe ori, este soft porn. Nu este sexy, nu este nimic profesional. Dar cred eu că s-a ajuns la asta? Pentru că a crescut consumul de pornografie. Bineînțeles. Și femeile cumva au senzația că dacă și ele or să ajungă să arate sau să se comporte sau să fie ca un star porno, da, or să aibă mai multă atenție din partea sexului opus, știi? Și cumva, și fii atent, știu femei care sunt în relație
și fac asta în mod constant, cum ai zis tu, postează genul ăsta de conținut tocmai pentru a păstra atenția partenerului, pentru că e atât de mult cum se cheamă, nu știu, găsești atât de mult conținut pe tema asta, încât ai senzația că, bă, ăsta dacă se uită, deschide și vede pe asta, o să zică, eu uite-mă și pe asta de lângă mine, știi? Și cumva trebuie să egalezi, știi? Să... Da, asta cu păstratul atenției partenerului... Da, aici ține și, dacă... știi, aici ține și de cel de lângă tine, cum ai zis tu, dacă pe cel de lângă tine trebuie să-l ții cu genul ăsta de conținut, să-l manipulezi, să te vadă și așa, și el nu te vede efectiv. Păi da, nu înțeleg de ce ai face lucrul ăsta. Da. Adică sunt de acord cu tine că asta se întâmplă, da. Dar în același timp nu înțeleg de ce ai face lucrul ăsta. Știi? Adică să te vadă toată lumea pentru a satisface partenerul de lângă tine. Uh-huh. Adică nu are niciun fel de sens. Mai e și chestia asta, că cu cât o femeie, dar cred că și la bărbați același lucru, e mai dorit, mai curtat, îi crește interesul partenerului de cuplu. Adică e frică să nu-i suple cineva de sub nas și își dă cumva interesul mai mult. Da, dar uite, vezi deja acolo și uite încă o chestie, tot așa ca o paranteză, aș vrea să fac. Vezi tu, chiar și foarte mulți coachi, chiar și foarte mulți coachi, de fapt și de drept dating coach și așa mai departe, tot ceea ce fac este să promoveze niște idei de manipulare. Așa. Spuneai tu că atunci când o femeie e mai dorită, cumva, sau este mai curtată, scuză-mă, este automat mai dorită și de partenerul de lângă ea. Da, pentru că practic ce se întâmplă este se activează natura concurențială a omului, știi? Așa. Și mai ales bărbații au chestia asta, bine și femeile o au. Da, dar cred că într-o doză mai scăzută. Într-o doză un pic mai controlată, da. Ideea care este, eu nu cred că ăsta ar trebui să fie modul prin care partenerul de lângă tine să aibă un interes ridicat ce te privește. Adică nu cred că așa ar trebui, știi? Da. E ca și când, de fapt, tu practic încerci să tratezi efectul și nu cauza, știi? Corect, corect, da. Și exact cum ai zis tu, foarte mulți dating coach, mai ales, așa de la noi și din afară, caută să te învețe cum să-l faci pe celălalt să fie cu tine, dar să-l manipuleze, adică să nu fie cu tine. Adică nu-ți scrie nu știu cât timp. Nu-i răspunde ce... în prima oră, răspunde după o zi. Da. Nu ți-a arătat prea mult afecțiunea sau dacă vrei să... Vezi tu, încă o chestie, mai e conceptul ăsta de bărbat alfa, bărbat beta, știi? Da, da. În care practic toți... coachii care susțin chestia asta cu domnule, bărbatul trebuie să fie alfa, nu trebuie să-și arate sentimentele și așa mai departe, că nu știu ce, că nu știu cum. Vezi tu, de fapt și de drept, lucrurile astea pleacă dintr-o nesiguranță. Uh-huh, adică uh-huh. Eu nu cred că te face alfa a nu-ți arăta sentimentele pentru cineva. Adică, nu, alfa te face să-ți arăți sentimentele pentru cineva, să-i spui ce simți, dar în același timp să poți pleca de acolo în orice clip, în momentul în care lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie, în ce te privește, știi? Adică, de fapt, asta înseamnă, îți asumi faptul că iubești, că ții la cineva, dar în același timp te faci și înțeles că dacă îți sunt depășite barierele și așteptările, ai puterea să te rupi de acolo, știi? Mm-hmm. Da. Pentru că altfel e manipulare, adică altfel vorbești despre manipulare. Așa e, da. Bărbatul alfa care e promovat astăzi peste tot este cel care e indisponibil emoțional, știi? Adică... Asta pleacă dintr-o teamă, știi? Mm-hmm. Dintr-o teamă de a suferi, dintr-o de fapt nesiguranță și așa mai departe, știi? Eu cred că alfa înseamnă de fapt și de drept, nu trebuie să spună cineva neapărat ce înseamnă să fii alfa. Alfa înseamnă să trăiești așa cum vrei tu să trăiești, dar să-ți asumi consecințele. Așa. Și să fii pregătit să plătești prețul în orice clipă. Pentru că și în momentul în care te îndrăgostești, iubești pe cineva, să fii pregătit să suporți consecințele. În momentul în care, nu știu, ești înșelat sau știu ce. Adică să știi că poți să te aștepți la orice. Și chiar și așa, să alegi să iubești. Da, să nu-ți fie frică să te exprimi, să fii cine ești. Da, e ca și în business, știi? Adică dacă vrei să faci ceva, riscă, investește. Da. Că merge, super. Că nu merge, îți asumi riscul, știi? Da. Rămâi cu experiența. Da, exact, adică oricum mai de învățat. Da. Și acum să discutăm puțin și ultimele mele două întrebări legate de infidelitate. Prima ar fi, în momentul în care ești cu partenerul sau cu partenera pe stradă și el sau ea se uită după, întoarce capul după persoane de sex opus. Da. Asta am întâlnit-o foarte mult la femei, în primul rând, când merg cu el pe stradă și el, știi? Flower power din alte părți. Și lucrul care ți se zice e că sunt bărbat, bărbații fac asta, toți bărbații fac asta, e ceva normal. Și pe internet, dacă te uiți și cauți, același lucru ți se zice, nu că e normal, știi, e ok. Da. Băi, nu știu, mie, știi cum mi se pare treaba asta? Și o spun cu toată asumarea, mie mi se pare în primul rând că te pune pe tine într-o lumină proastă, pe tine ca bărbat. Da. Dacă ești cu femeia de mână și te întorci după altcineva,
tu ești pus într-o lumină proastă. Mm. Și zic și de ce, pentru că din punctul meu de vedere, ca bărbat, nu știu, puternic, alfa, ce vrei tu, cum vrei tu să-l denumești, trebuie să fii capabil să-ți alegi o femeie și să ai o femeie lângă tine care să te împlinească. Așa. Care să, hai să nu spunem să te împlinească, dar care să fie ceea ce îți dorești tu la o femeie. Dacă nu reușești să ai asta lângă tine, automat atenția începe să fie distribuită în alte direcții, știi? Și atunci, și în ochii femei, să spun așa, după care întorci capul, îți pierzi valoarea, știi? Pentru că tu, de fapt, și de drept asta comunici în momentul ăla, știi? Ai comunici că nu ai ce trebuie, că ești ok, și nu ești suficient. Și că nu ți respecti alegerile, pentru că, în primul rând, tu ai ales sau tu l-ai ales cel de lângă tine, știi? Exact. Și, exact, nu mă respect pe mine ca om și nu-mi respect alegerile în momentul în care fac acest lucru. Exact. Și acum, referindu-ne la gelozie, știi, pentru că lumea ar putea spune, ai, domnule, că ești gelos, că s-a uitat după altul și nu știu ce. Nu e vorba de gelozie, e vorba de respect. Înțelegi? În momentul în care ești cu mine, ești doar cu mine și atât, înțelegi? Și în momentul în care suntem și ieșim să bem un suc, am pretenția să fii doar cu mine, să fii doar aici. Uh-huh. Nu am nevoie să te văd cu telefonul în mână, că mai vorbești cu prietena ta sau nu știu ce. Nu, ești aici. Da, că se întâmplă să primești un telefon urgent sau nu știu ce, înțeleg. Dar atunci când sunt lângă tine, vreau ca toată atenția ta să fie asupra mea. Și invers din partea mea. Da. Și una e când mergi tu pe stradă singur și așa mai departe și nu-l pui pe celălalt în nicio lumină în momentul în care faci acest lucru, știi? Da, deși tot... E tot același lucru. Pe tine, oricum te pui, știi? Da. Adică să fim serioși. Cum, tu, ca femeie, da? Uite, răspunde la un lucru. Cu ce ochi privești un bărbat care își rupe gâtul după tine pe stradă? Așa. Indiferent cât de bine ar arăta, indiferent cât de îmbrăcat ar fi, indiferent de ce mașină cobor. Îți cade interesul pentru el din start, da. Exact despre asta e vorba. Corect. Așa, și ultima întrebare pe care o am, voiam să vorbim puțin despre trădarea emoțională, despre momentul în care te duci și discuți despre relația ta de cuplu cu colegii la muncă, cu prietenele, cu habar nu am eu în ce context și cu cine, dar dai detalii despre, nu știu, cum faceți sex, unde ați fost, ce ați făcut, ce nu-ți convine, știi? Tot felul de lucruri de genul ăsta. Bine, femeile oricum au tendința să facă asta mai mult decât bărbații, știi? Să discute anumite intimități. Acum, nu știu, din punctul meu de vedere, e absolut normal să te consulți, doar că, vezi tu, important este și cum îți alegi prietenele, știi? Și important este și cu cine discuți, pentru că dacă discuți lucrurile astea cu prietena ta cea mai bună, mi se pare un lucru sănătos, știi? Da. Pentru că reușești să vezi o perspectivă diferită, primești un sfat de la un om care se presupune că ține la tine și își dorește binele tău și așa mai departe. În momentul în care faci din asta subiect de cancan și de bârfă și ieși cu 5-6 prieteni, prieteni, bărbați și nu știu ce, la țigară, la muncă sau oriunde și te apuci să discuți despre bărbatul de acasă, atunci clar e o problemă, știi? Și uite, eu, spre exemplu, eu ca bărbat, dacă aș vedea genul ăsta de femeie, clar ar fi red flag pentru mine. Fugi, da, lasă-mi că nu-i de tine. E clar ce se ascunde acolo, știi? Vlad, chiar mi-a făcut plăcere, adică suntem pe aceeași lungime de undă, nu am ce să zic mai mult, adică sunt perfect de acord cu ce ai zis tu și da, foarte multe persoane o să zică că sunteți, nu știu, conservatori, că nu mai trăim în epoca de piatră, că habar nu am, dar exact cum ai zis tu, dacă vrei să ai o relație sănătoasă, care să funcționeze pe termen lung, trebuie să aplici pașii pe care i-ai zis, pentru că altfel nu o să ajungi decât să ai relații toxice, nu o să ajungi decât să ai senzația că ești frustrat sau frustrată. Și că doar la tine e problema. Știi, dar dacă ai niște repere, niște modele după care să te ghidezi, știi când să zici. Și din punctul meu de vedere, încă un lucru foarte bun pe care mi-ar plăcea să ți-l spun și pentru cei care ne urmăresc, este să încerci întotdeauna să rămâi la niște principii sănătoase de viață și să nu lași pe nimeni și influența, mai ales influența asta contemporană, știi, și societatea în momentul de față și așa, să nu lași să-ți altereze principiile de viață. Dacă tu vrei să mergi într-o direcție și tu îți dorești anumite lucruri, nu, don't settle for less, știi cum s-ar spune. Da, în sensul că nu, dacă cineva nu e exact cum îți dorești tu, dacă flirtează cu alte persoane, dacă dă curs altor conversații și mai departe, sau tot ce am discutat noi astăzi aici, nu lua că e ok că toți sau toate fac asta și că nu ai cum să schimbi, știi? Să știi că ăsta e un argument foarte puternic pentru oamenii care se autoconving să rămână într-un mediu toxic. Acum oricum sunt la fel, oricum toți fac așa. Și oricum dacă ești de aici, unde găsesc eu pe cineva care să... Nu, mai bine aștepți și ceea ce trebuie să vină va veni. Corect. Din punctul meu de vedere acum. Fiecare cu liberul arbitru, da.
Vlad, îți mulțumesc mult. Sper să mai avem și cu altă ocazie în podcast, pentru că, într-adevăr, chiar ai niște idei foarte faine și care cred eu că trebuie să ajungă la cât mai multe persoane și mai ales la cei care sunt adolescenți în momentul de față, pentru că îi ajuți cumva să-și seteze niște principii de bază, știi, după care să se ghideze pe termen lung. Cât îți mulțumesc și mi-a părut bine și mulțumesc de invitație încă o dată, să rămână. Voi ați fost alături de noi la Loving Podcast, iar dacă considerați că ceea ce ați auzit astăzi aici este necesar să ajungă și la un prieten, la o prietenă, la o cunoștință apropiată, nu uitați să dați un share canalului de YouTube și videoclipului de astăzi. Vă mulțumesc, pe data viitoare!